Salutare tuturor, sunt Andrei alături de brigadă și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră de Unturn. Și bineînțeles, fraților, înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați, să apăsați și voi acel mic butonaj de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe episoade de capul meu cum arată Q-Nano, mai ales cu arma aia cu scopul ăla. De cât este, frate, scopul de 16? Adică capul meu cum arată. Fraților, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri, mai ales dacă vreți să continui această serie. Și uitați ce armă am. Avem un fucking Dragon Fang, este un fel de NGF de pe CSGO, dacă cunoașteți, o dita mai mitraliera grea, cu 100 de gloanțe. Vreau să o testez, pe cine testez și eu, care se oferă? Alpha. Uite cum s-au dat, au plecat toți de aici. No, bun, și au mai găsit băieții, uite-l și pe Denus aici. Denus, ce faci aici de răzbrăcat? Da, din cauza lui Bro Gamer. Oh my god. Ia uite, bă, mașina asta neagră care a adus aici, frate? Ce fain arată mașina asta neagră de curse. Au găsit băieții și jet ski, zic bine, nu? Și bărcuță. Da. Opa. A crescut pe aici și plantele astea au crescut. Aveți mâncare? Dați-mi și mie niște mâncare care aveți. Ia. Yeah. Unde, unde, unde? Oh my god, uite. Bă, dar e rău. Bă, dar Dragon Fang e al meu, frate. Vrei să-l mănânc așa? Morcov. Nu trebuie să-l prăjesc. Păi prăjește. Păi eu o să-l prăjesc. Oh my god, păi, bă, puteai să-l dai deja, ok, n-a fi atât. Uma, ia de aici armă cu gloanță de care ai tu nevoie. Unde trebuia să mă duc ca să prăjesc, că nu mai ești simte. Cred că, stai așa, cred că mi-a dispărut levelul la cooking. Unde trebuie de bezerea? Cred că aici. Da, mi-a dispărut levelul la cooking, de-aia nu puteam prăji. Acum, cred că aici, nu? Iei gloanță, dacă nu le-ai tu le iau. Deci, cooked venison, oh my god, și de băut are cineva? Dacă aveți și de băut, sunteți cei mai tari din parcare. Dar dacă nu, băutură, mă supăr. Băutură și manele. Dai înapoi. Oh my god, cantin. Cum se repară cantinul ăsta, am întrebare? Metal scrap. Păi fii antenă. E metal scrap aici. Putem să craftăm generator, am craftat eu unul și cu generatorul putem să facem mașini. Ce putem face? Mașini de alea, știi, numai roțile și scaune. Ah, ce tari sale. Și câte locuri au maxim alea? 5 locuri? Păi cu, pot să putem să craftăm cu un loc, cu 4 locuri sau cu 8. Vreau și o mâncare. Ia uite ce mai găsit aici, cross scope, nail gun. Da, îmi zice cineva în comentarii că am nail gun. I know, de fapt. Bă, nu prea e pe aici, dar fii antenă că am băbuit eu acum o mașină, înainte să încep clipul, e și e metal scrap pe jos. Trebuie să mă gândesc la asta într-o primă instanță. Tu trebuie că ai umplut elicopterele. Bun, mă duc să le ia și pe aldele. Păi vreau să mergem să... Hai să repară asta. Bun, am reparat cantinul. Mersi de cantin. Al meu e acum. Hai să bem. Bă, cred că ne face destul de mult. Ia uite ce zice Tuturică cu spatele la baza militară. Păi vedeți că... Cât suntem pe server, frate? Suntem 7 din 8. Iarăși aproape l-am umplut. Ce așteaptă să zice să mă urc în elicopter. Să mergem până... Nu, vreau neapărat să merg la Jetski acolo. Tuturică, vii? Stai să-l umplu și pe ăsta, așteptați. Da, am și un guest can. Eu. Mamă, cum arată Alpha Puma cu șoseta aia în cap. Ai de cap, bă, da, ați terminat și voi tavanul, ce naiba, n-ați mai muncit deloc aici la căsuță? E. Deloc, deloc, mă, nene, mă, deloc. Ia-ți vedem. Avem lemne în cufără. Păi, pune și voi în tavan acolo, că nu e complicat. Dar nu-ți ia de aici, ai treba. Deci mai trebuie numai tavanul, niște pillări, câți pillări? Hai că vă spun exact. 1, 2, 3, 4 pillări. Și tavan. Și tavanul ar veni... Terminat-o. 10, 12. Deci 12 roof și 4 pillar. Atât trebuie să faceți. Și gata, am rezolvat problema. Ha, mai umplut? Da, dar nu-ți ai în elicopter repede. Hai că vreau să mă iei pe mine și știu unde mergem. Cică este acolo, jet ski-ul la... La Clearwater Campground, Cică este. Să mergem acolo. Gata, are niște pastile. Ce ai spus? Pastile. Da, am și o grămadă. Fishing engineer... Bă, dar chiar, hai să o punem pe engineer, căci că îmi apar chestii de craft. Oh my god, câte chestii pot face acum. Sunt o grămadă, cea, poți să faci la și mâncare și prăjituri și de toate. Metal sheet, la ce m-a ajutat metal sheet? Stai așa că vin să mă urc imediat. Deci te ajută practic să faci cât mai multe chestii, nu? Gate, fii antenă, putem face gate, asta nu știam. Gate-ul e pentru garaj, nu? Sau? Cred că da. Stai așa să fac un... Ba, nu am nevoie de plank-uri. Hai că mă urc acum. Deci vreau numai încă doi cu noi, restul să muncească la tavan. Eu. Păi nu știu acum dacă s-a umplut, ghinion. Care rămâne pe din afară, se mai întâmplă. Bă, dar am o întrebare, de ce n-aud jocul?
Ah, cine am blest, sunt stai așa, nu înțelegeam de ce n-au joc absolut deloc, stai să... Gata, mă, frate, stai, unde? Mergem sus, acolo, la Clearwater Campground. Acolo trebuie să ajungem. N-am muncit și voi la căsuță. Vreau să... Vreau să fie și casa, deci când ne întoarcem de acolo o să fie tavanul terminat. Că altfel ne supărăm. Păi da, no, ce facem noi aici, bă? Ne jucăm? Oh my god, trebuie neapărat să testez asta. Și știu că găsisem foarte multe Dragon Fang Box. Acum bă, știu și era arma mea. Păi bă, o să se dau ție, dar acum doar o testez. Sau poate nu ți-o mai dau. Cine știe, poate o pierd din greșeală sub poate partul meu. Și, și se despawnează și dau shutdown la server și dispare, nu? Bă, eu oricum, deci am... am Peacemaker-ul cu 46 de gloanțe și am și Eagle Fire-ul cu 60 și ceva de gloanțe, dacă nu mă înșel sau zic prost. Nu, 60, cică. Văd barca. Vezi barca? Trebuie să văd cât am în Eagle Fire. Ba nu, mă, mai puțin. Am 40 de gloanțe în Eagle Fire. Am mai consumat, aparent. Oh my god, ce? 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 E jet ski-ul aici, mă arunc? Stai, nu. Poate vezi că se... What? Foarte inteligent. Nu! Nu! Am murit. Nu luați itemele. Sau. Repede. Oh my god. 1%. Cum, fra... Uite zombie aici. Hai că nu testez pe ăștia. O să testez pe un zombalo mare dacă e. Oh my god, uite ce avem noi aici. Îmi pare rău, băieții, v-am pupat. Al meu. Îmi place că e și umplut. Adică oarecum. Pa, pa, băieții, mi-a făcut plăcere. Ia uite cum s-a aruncat la văduvă. No, no, no. Ai în barcă. Și uite și bărcuța aici, dacă chiar avem și bărcuța, ai de capul meu. Io! Ha, mă, vă aștept aici lângă bărcuța. Să vedem. Bă, dar greu să oprește, frate, că e papă, deci mă amețește. Dar știi care e problema? Că... A, ba, nu, putem să... Hai să le ducem... Cum facem? Să ai așa, cineva trebuie să rămână la, la elicopter. Care pilotează elicopterul? Eu. Dar nu, ți ești în stare. Nu, lasă-mă, adică aș fi, da. Da, pic, iau eu așa un pic barca, mă duc până la elicopter. Păi bă, se pot urca mai mulți aici la mine. Da, fii atentă, Tudorica, te duc eu înapoi aici, nu? Ce șmeche? Păi nu, du barca, du-te în barca, bă! Nu! Tudorica, du barca. Că n-am încredere în ăștia. Oh my god. Ok, duci barca și după te aduc eu înapoi la elicopter, nu? Beton și le punem acolo lângă căsuță. Să fie aproape totuși, dacă avem nevoie. Mamă, deci uite cum face jet ski-ul. Bă, dar nu mergi bine, știi, nu? Ce nu ești, Tudoric? Tudoric, ești nablet, trebuie să vii pe sub podulețul ăsta. Bă, dar cum face jet ski-ul? Zici că e nebun la cap. Da, mă, uite pe aici. Merg eu bine. Știi care e problema? Că o să rămân fără benzină. Și tu? Da, am un gas can, deci... I will use it, though. Am și o să... Mamă, uite și bărcuța acolo în spate. O să-mi... Mamă, avem ceva de mers. Stai așa că opresc aici puțin tel să umplu. Apa, așa, bun. Ia să vedem, sunt curios, deci dintr-un de ăsta 50%. Am o problemă. Și eu. Boys, cum mai tulesc de aici? Bă! Oh my god, nu spune că nu mai am cum să... Încearcă să-l împingi. Eu accelerez acum, frate. Dar nu știi că nu ești în apă, nu? Dar știu că nu sunt apă, dar poate se mișcă. Și consum benzina, aiurea. Am murit. Iarăși? Futu! Vorbește-mă frumos. Tudorica? Deci dacă ia cineva itemele, vă... Tot X-ul, deci eram... aveam... Doamne, bă, dar ce joc retardat. Te-am teleportat? Nu, am uitat să răspundăm. Oh my god, te mai teleportezi o dată. Băi, deci... Barca mergea, dar de fapt nu mergea. Dar mergea, știi, și l-am lovit pe Tudorica. Îmi place. Ok, cum împingem asta? Sau e rip jet ski? Rip. Ba nu, bă. N-aveți la voi aia roșie. Cum se numește? Cargecul aveți? Am eu. Vino încoace, dăm cargecul, Tudorica. Bagă, dă-i cu cargecul, așa. O, da. Vedeți, mă, că trebuie să se rezolve cumva. Hai toți la barcă. Dar nu la barcă, nu la mine, că n-am nevoie de tine pe barcă aici. Nu, 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 Alfa Puma, oh my god, în barcă, nu aici. Nu-mi place. Dar nu-ți dat. Nu, mergem?
Bă, dar știi care e problema? Că încetinește foarte, foarte greu. Hai că eu mă duc, că acum chiar rămân fără benzină. Bă, îmbarcă toți. Adică Alfa Puma, mă rog. Filmați? Las, frate. Nu că las. Da, bă, da. Bravo. Pa aici, trebuie să facem cât mai scurt drumul pentru că rămâne foarte repede fără carburant. Asta. Sper că mă duc bine, da, mă duc bine. O să rămân fără, mea am 14 la asta. Îți consumă repede sau la fel de greu? 13, 12, 11. Mamă, îți consumă repede. Ca la mine, frate. Ok, deci să avem grijă să nu ne ducem pe uscat cu skijetul sau cu barca, că cam pe acolo rămânem. 18%, frate. Pune și tu, când mai, o duci cât mai aproape de casă. Dar n-aveți gas can. Nu. Am, dar e, a, era 0%, un pic, cred că vreo 10%. Serios? The fuck? Ah, că n-are durabilitate, nu? Da. Bă, eu aproape am ajuns cam pe aici, în direct la casei noastre. Da, mai era o drujbă în cufere, dar era stricată, avea 0% săraca drujbă. Da, păi bă, eu... Pe aici aș putea să o pun, nu? Adică unde altundeva? Și poate ajung. Aici oh, o... Uite unde m-am oprit. Iar am dus pe uscat. Oh. 1% mai are, frate. Acolo te-ai oprit? Nu mai am, acum merg. Hei, lasă, nu-i băi. E bine că suntem destul de aproape. Hai să vedem dacă în baza asta militară este zombalou mare. Să ne folosim de arma mea. Acest Dragon Fang foarte frumos. Nu-i așa, Tudric? Îți place Dragon Fang-ul meu? E zombie mare aici. Bă, dar eu de ce o colesc atât de mult? Ești retardat? Cum să mă omoare, mă? Cu mâna. Am negevă și de bula cap. Mă, vedeți ce mă duc să dau acolo și tu mai ai, zici, la tine un, o cutie de asta, un Dragon Fang Boss cu full gloanțe, nu? Nu, chiar full, 80. E, lasă că e și așa. Uite, no. Bă, și avea medkit și-o retarda și nu-l văd. Care tot pune barbed wire pe aici, frate? Opa, am găsit un încărcător. Oh my, mă, vino, veniți încoace, mamă. Dai că se pune foarte greu arma, omor zombalele ăștia, fără. Așa, ha, mă, vino, șefule! Ok? Nu te... Bă, Alfa Puma, ești... Retardată. Știi că sare foarte, foarte bine. Deci din cauza ta am murit. Deci ești... Doamne ferește, ești retardată? Ca să nu spun altceva, serios, chiar ești retardată? Voi ați văzut cum s-a dus, frate? Deci din cauza ei am murit. Doamne. S-a dus pe zombalaul ăla mare. Yolo. Și nu i-a dat deloc damage. Și eu am început să trag și a venit pe mine și m-a omorât. Hai de capul meu. Bă, dar zici că nu vă duce capul, frate. E serios, zici că pe unii nu-i duce capul. Deci pe unii zici că nu-i duce capul, să-mi bat piciorul. Gata, l-am omorât. Eu stăteam acolo, așteptam, eu omoram pe ăștia, pe rând, se duce, se bagă în mijlocul lui. Doamne ferește. Ai gândit-o mult, că mie nu mi se pare absolut deloc amuzant să stau să muncesc pentru level, să fac level, să vii tu ca o cretină, să... Oh my fucking god. Nici nu știu unde-mi sunt iteme, astea sunt itemele mele, frate. Și am pierdut o grămadă de level aici. Ai omorât? Da, a picat Dragon Fang Box. My god. Deci cât... Și handcuff ski. Aveam aici la mine. O, bun, acum dă și bag. Are 0% săracul ăsta Dragon Fang al tău. Și acum iarăși trebuie să... Deci cred că mi-am pierdut... Uite cât mi-am pierdut. Deci mi-am pierdut două nivele la fiecare, frate. Și astea sunt o grămadă de XP. Deci două nivele la fiecare. Ai de, ai de capul meu. Trebuie să văd cum se repară Dragon Fang-ul tău. Cu Metal Scrap, sper. Cu Metal Scrap și un Blowtorch. Avem Blowtorch? Da, am eu. Aruncă și tu Blowtorch-ul aici, a? Să vedem, de fapt, de unde facem rost de Metal Scrap, pentru că... Nu prea avem acum. Puma, nu știu cum să zic, da. Bă, dă-te, nu, dă-te. Ce? Aici. Deci eu urăsc bardurile, deci cine le pune sus de cioacă. Da. Am știi că e foarte departe și... A bubuit, ok. Mă duc să caut, mă duc să mai distrug niște mașini în oraș, așa că am nervi. Pana mea, ce e ăsta, mă, bizon? Am luat un bizon, era al meu, a picat de la zombie mare sau l-am furat de la cineva? Dai să mă pun așa, de fapt nici măcar n-am modificat-o, dar în fine. Katana o pun aici, o să trebuiască iarăși să-mi rearanjez inventarul, dar în fine.
Tu trebuie ca vii cu mine în oraș? Da. Cu helicopterul? Bă, dar chiar mi-am lăsat helicopterul acolo. Da. Am uitat să te mai aduc și înapoi. Lasă că nu-i nimic. Se mai întâmplă. Nu, hai că m-am urcat în elicopter, să spui când te urci și tu. Gata. Te urcat? Da, da. Let's go, my friend! Ne oprim acolo, pe undeva prin centru. Mamă, bă, dar are recul arma aia. Arma aia merge, frate, când e Blood Moon, știi? Când vin foarte mulți zombi, că așa... Are reculul foarte, foarte mare și nu poți să fii apăsat. Decât dacă e zombalul în fața ta, cum a fost la mine și a murit, pentru că, na. Unde îl pun? Pe teren, cel mai bine. Îl pun pe teren? Da. Mamă, fix aici. Uite că zombale sunt pe deal. Am văzut, cred că a fost Blood Moon, nu? Da. Deci uite cât zombale sunt acolo. Eu mă duc să-i bat. Și eu mă duc să-i bat. Mama, de capul meu, ce e aici? Frate, a fost Blood Moon. La câți au fost aici? Deci la cât sunt sigur a fost Blood Moon. Păi bă, a fost Blood Moon și mie nu mi-a spus. Fii atent acum, îi bat pe toți fraierii. Pac. 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 Băi, ești tardat? A? De ce? Nu stare să nimeresc. A? Nu eram în stare să nimeresc. XP, frate! XP aici, nu glumă! Nu fac eu full acum, bă, gamea așa. A? Eram full... aproape full la toate. XP? A! Da, da, da. Și cât ți-a scăzut? Tot așa, două la fiecare, nu? Da. Mamă, că zombi mai sunt și acolo, ești nebun la cap. Lasă tu, Drake, că ai murit tu, am murit și eu. Oh my god. Eu am curățat pe ăștia. Bă, eu aș vrea să mănânc lipici. Serios, să văd... Nu știu. Să vedem ce se întâmplă. Aș fi așa curios. Uite, pică pantalon, mulți pantalon pe aici. Ha, mă, veniți toți pe mine. Hai, așa. Aolo, cum urlă ăștia. What? I'm bleeding. Oh my god, nu, nu, nu. Mi s-a stricat sabia. Cred că o să trag, o să trag. Hai de capul meu, bă, dacă am puțin dau. Bă, gamia, și ia mă și tu. Na mă, dacă vrei și tu. Și voi, mă. Hai, acum dacă tot am început să trag, am consumat toate glanțele, frate. Da, i-am bătut repede. Mi s-a stricat katana, nu? Dar nu înțeleg de ce nu mi s-a stricat, dar de ce dădeam atât de puțin? Și mi-a arătat cu alb. Oh my god, a picat un saber tooth aici. Am și o vestă. A, nu mai are nimeni nevoie de vestă, nu? Nu. Pot să fac metal scrap, bun. Pac. Ok, hai să luăm și noi... N-am spate să o pun. Hai să arunc asta. Să o pun aici, nu de alta, dar... Dar n-am ce face. Aș putea... Pot să fac din saber tu, din armă, gen. Pot să fac metal scrap, nu? Da. Dacă nu mă înșel. Intru la craft. Saber tut, metal scrap. Beton. Bă, pot să faci din dragon fang metal scrap. Să dorim că ce părere ai? Nu o să mai mult XP dacă faci asta. Aha. Nu prea o să mai XP dacă o să faci chestia asta. Am reparat arma. 40 de glanțe. Am băgat ceva glanțe în zobalul ăla și tot n-am murit. Dădeau mai puțin damage glanțele, practic, pentru că aveam arma stricată, nu? Unde? După copac, uite. What the fuck, ce... Spate. Oh my god, serios? Îl batem, deci pe ăsta îl batem. Ai armă? Da. No. Ne băgăm pe el? Da, să încarc. Trebuie să tragi tu întâi în el, să se apropie și... Dă-i! Ha! Ai văzut, mă, altă viață în pana? Băi, e unul lângă tine. Oh my god, a picat Elispec. Nu mai văd. Ești foarte... A picat un Dotsite, un Elispec. A picat... Ce un încărcător de ăsta mare, uite. What the f- armă? Nu, încărcător. Ce încărcător? Uite la armă mea. Mă uit, dar nu-mi dau seama. Stai. Uite-te un pic la... Dar nu poți da inspect, fără. A picat încărcător de la gen mai mare, de 100 de glanțe. Serios? Da. Pentru ce? Adică... A, poți... E încărcător de 100 de glanțe pentru armele astea normale, gen? Da. Ce folosesc Military Magazine? Da, da. Ce tare. Asta e tare. Chiar foarte tare. Foarte... Și acum am un singur încărcător, nu mai am nevoie de 10. No, și acum iarăși ce să mă pun aici, frate, la toate. Deci nu mai știu unde trebuia să-mi pun. Exercise, în primul rând. Cardio, pana mea, trebuie să-mi pun overkill, trebuie să-mi pun iarăși aia de viață. Mai luăm aici un lipici, 100%, hai că lipiciul ăsta poate fi mai bun.
Un Fire Axe, nu știu ce mai sunt pe aici. Vezi pe aici, poate mai sunt chestii, trestii, socotele. Nu și mie TP la tine. Dar nu poți să ajungi acasă singur? Păi sunt acasă. Păi, de ce vrei TP la mine? I don't get it. Cred că sunt aplicați. No. Oh my god. Deci trebuie, Todorica, să facem rost de foarte, foarte multe chestii. Există ceva să... Mi se pare că ăla Stronger îți... practic îți face damage mai mic pe care îl primești, nu? Îți reduce damage-ul primi ceva de genul. Nu știu sigur. Civilian Ammunition Box. Civilian Ammunition Box astea la ce se folosesc? Pentru ce? Pentru da. Pistoale? Da. No, fuck it. Nu mă ajută aceste pistoale. Da, o să-ți dau Elis pe cu Nano. Când ajung acasă o să-l pun în cufere pe acolo. Nu-l fac, mă gândeam să-l fac Claude, dar până la urmă mai sunt persoane care n-au Elis pe. Și aveți, fraților mei, grijă să nu muriți. Te să aruncă ăsta, îl iau pe ăsta, care are mai multă durabilitate. Dar mă, fraților, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-aș ruga încă o dată să nu uitați să apăsați și pe acel mic butonaj de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, să strângem și noi acolo foarte, foarte multe like-uri. Și ne auzim data viitoare. Am fost Andrei alături de brigadă și v-am salutat pe toți. Ceau, bă, pa!